Da, Bogdan Matei, vin către tine. Vedem ce se întâmplă în Franța, vedem ce se întâmplă în întreaga Europa și aș vrea să înțeleg dacă noi suntem pregătiți aici să venim cu măsurile necesare, dacă se lucrează sau nu împreună cu Uniunea Europeană, pentru că e o problemă mai largă a întregii Uniuni pe politica aceasta agricolă și dacă măsura asta a plafonării se va lua chiar dacă retaileri, producători, procesatori nu mai sunt de acord. Da, trebuie să recunoaștem că este o problemă la nivel european și vedem foarte clar ceea ce se întâmplă în Franța și nu numai, inclusiv și în România, unde și fermierii noștri protestează de zile bune, deși au existat în continuare negocieri și astăzi probabil că există aceste negocieri. Ceea ce este foarte clar din punct de vedere al plafonării este faptul că guvernul României își dorește să prelungească această măsură, deci în niciun caz nu vorbim de o modificare legislativă care să impună pe termen lung un astfel de lucru, ci este o măsură de moment, având în vedere conjunctura în care se află România și este nevoie de o astfel de măsură pe anumite produse, iar aici vorbim doar de adaosul comercial, doar strict pe anumite produse, pentru că este posibil ca prețurile să explodeze foarte mult de la procesare până la RAP și atunci guvernul, sigur că în urma discuțiilor cu retailerii, eu sunt convins că vor ajunge la o înțelegere astfel încât această măsură să continue, unde din perspectiva noastră a fost o măsură bună, ci s-a reflectat în prețurile de la RAP, iar o bună parte din oameni au apreciat această măsură. Sigur că nu putem să intervenim pe piață în ceea ce înseamnă cererea și oferta prin modificări legislative atât la nivel guvernamental sau parlamentar, pentru că piața și clientul în fond decid foarte clar ce vor să-și cumpere și cum să-și cumpere, însă din perspectiva noastră este foarte important să intervenim cu astfel de plafonare pentru a veni în sprijinul celor cu venituri foarte mici. Silvia,